La sfârșitul săptămânii trecute au avut loc mai multe accidente pe șoselele din județul Suceava. Două dintre acestea au fost provocate de șoferi care au consumat băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. În urma accidentelor, mai multe persoane au fost rănite și transportate la spital, iar un tânăr de numai 27 de ani a murit nevinovat. Așadar, sâmbătă după amiază, două femei în vârstă de 60 de ani, respectiv 84 de ani din Timișoara, au ajuns la Spitalul Municipal Rădăuț după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat pe un câmp de lângă orașul Milișăuți. Vinovată de accident a fost șoferița în vârstă de 60 de ani, care nu a mai putut controla mașina după ce a efectuat o curbă, moment în care a lovit o bornă kilometrică de pe marginea drumului, iar mai apoi s-a răsturnat. Ambele femei, mamă și fiică, au fost transportate la spital conștiente și cooperante pentru a li se face investigație suplimentare. Un alt accident mult mai grav de această dată a avut loc pe raza orașului Solca, tot în cursul zilei de sâmbătă. Accidentul a avut loc între un autocamion și un autoturism. Astfel, șoferul autovehiculului, un bărbat în vârstă de 35 de ani din Cacica, a intrat pe contrasens și a lovit o autoutilitară care circula regulamentar din sensul opus. În urma coliziunii, bărbatul de 35 de ani a rămas încarcerat și a fost necesară intervenția pompierilor pentru a fi extras. Rănitul, care era conștient și cooperant, a fost preluat de ambulanță și transportat inițial la spitalul din Rădăuți, însă având în vedere gravitatea leziunilor, bărbatul a fost transferat la Spitalul Județean de Urgență Suceava. La Spitalul Municipal Rădăuți, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost de 0,72 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Un nou accident care s-a soldat cu moartea nevinovată a unui tânăr de 27 de ani s-a petrecut în centrul stațiunii Vatra Dornei duminică dimineață. În coliziune au fost implicate două autoturisme și patru persoane care au fost rănite și transportate la spital. Bărbatul în vârstă de 27 de ani își transporta mama la serviciu în momentul tragediei. Din păcate, nu a mai reușit acest lucru, deoarece, chiar în fața subunității de pompieri din Vatra Dornei, autoturismul în care se aflau a fost lovit violent de o mașină care venea din sensul opus. Șoferul mașinii care circula cu mare viteză, un tânăr în vârstă de 25 de ani din Cornul Luncii, a fost testat cu aparatul etilotest, iar acesta a indicat o valoare de 0,72 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Acestuia i s-a deschis dosar penal și este cercetat acum pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducerea sub influența băuturilor alcoolice. Tot în cursul zilei de duminică, trei persoane au fost implicate într-un accident petrecut pe raza localității Prisaca Dornei din județul Suceava. Autoturismul în care se aflau a intrat într-un stâlp de electricitate. La fața locului au intervenit pompieri militari și cu auto specială pentru descarcerare și o ambulanță SMURT. Din cele trei persoane implicate, doar un bărbat de 41 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la unitatea de primiri urgențe Suceava.